Bună ziua, doamnelor și domnilor, multiuiților și stigmaților! Sănătate la maimuțe și tot ce ne trebuie. Doar ce o chestiuța, că știi, că sunt mort să mă văd când... Frumușel îți mânca la tata! Astăzi este 16 martie, minunată zi de miercuri, îmi zice mie telefonul meu supra extra mega meseriaș. 16 martie, ziua în care se încheie o eră, cum spuneau cei de pe Facebook. Deși oficial legea asta a antifumători, că n-am cum să-i zic altfel, intră în vigoare și amenzile vor începe să fie date de mâine, 17 martie. Discuția a început de astăzi. Nu se mai fumează. Pum, 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 pum. De 100 de ori v-am explicat punctul meu de vedere, mi l-am exprimat, de 100 de ori cei cu care am vorbit n-au reușit să înțeleagă ce anume am vrut eu să spun. Poate nu mă exprim eu foarte clar. Sunt împotriva fumatului în spații publice, deși sunt fumător. Sunt împotriva fumatului în restaurant. Da. Încă o dată vă explic. Sunt împotriva fumatului în restaurant. Și nu aveam nevoie de o lege care să mă amendeze pentru că am 7 ani de acasă. Nu trebuia să mă oblige legea să nu fumez lângă cineva care mănâncă. E chestie de obraz. Nu fuma lângă cineva care mănâncă. De aceea spun, sunt de acord cu legea împotriva fumatului, legea care interzice fumatul în restaurant. E de bun, e la fel de bun simț ca atunci când îți aprinzi o țigară în biserică. Nu se face. Nu-ți trebuie o lege care să-ți spună, bă, nu fuma în biserică. Nu fumezi pentru că nu se face. Nu-ți trebuie o lege care să-ți spună, băi, nu fuma la capul bolnavului în spital. De ce? Pentru că nu se face în spital. Cum Dumnezeu să fumezi acolo? Dar nu-ți trebuie o lege de ajuns să ai 7 ani de acasă. Dacă îi ai. Dacă nu îi ai, o să vină cineva care să spună, domnule, nu fuma la capul bolnavului. Nu se face. De aceea spun, nu trebuia o lege atât de drastică, o lege care să-mi interzică sau să-mi aducă aminte că trebuie să am bun simț. Ce încerc eu să explic de atâta vreme și ce nu reușesc cei cu care vorbesc să priceapă este, sunt împotriva fumatului, sunt pentru legea asta a interzicerii fumatului în spațiile publice, dar legea în continuare mi se pare incorrectă. Pentru că trebuie delimitat prin lege un spațiu în care și fumătorul, la fel ca toți ceilalți cetățeni ai României, să aibă un loc în care să-și desfășoare acest viciu, deși este un viciu ales. Nu mă obligă nimeni să fumez. Fumez pentru că este o opțiune. Este o opțiune. Nu voi face paralele și comparații idiote, gen, bă, ăștia care joacă mini-fotbal au locuri amenajate special pentru așa ceva. Bineînțeles, ăla este un sport, mini-fotbalul e vorba de sport, este vorba de menținerea sănătății, nici de cum, de bușirea sănătății, cum se întâmplă cu fumatul. Dar este o opțiune. Este o opțiune și încă avem libertatea de a alege. Unii au ales să facă sport, alții au ales să fumeze. Nu mă protejează pe mine guvernul cu absolut nimic. Nu mă face să fiu mai sănătos. Nu mă face să mă las de fumat. Dând legi de genul ăsta. Nu mă ajută cu absolut nimic guvernul. Una la mână nu i-am cerut ajutorul, doi la mână nu am nevoie de ajutorul unei legi. Eu voi fuma în continuare. Ce spun este, ar fi fost normal să îmi permită și mie, fumător, să am un spațiu în care să-mi desfășor această activitate a fumatului. Fumatul, unii dintre noi l-au dus la rang de artă. Nu e doar viciu, e o artă. Da, dacă vreți neapărat. Că te duci undeva, te așezi picior peste picior într-un fotoliu, e un pahar de coniac, un bol de coniac și fumezi o țigară bună. Savurezi. E ca gastronomia. Ca mâncatul. Te duci undeva și guști o țuică bună împreună cu niște slană și niște ceapă. Merg bine împreună.
Când te duci într-un loc în care bei o cafea, aia merge cu o țigară. Bei un coniac, aia merge cu o pipă. Toate astea s-au cam terminat. Exceptând, evident, cluburile de fumători, unde și acolo e cu skepsis. S-a discutat de 700 de milioane de variante să se șunteze legea asta. Legea este făcută toate spațiile publice care sunt delimitate prin doi pereți și un tavan. Legea a fost făcută așa de prost că e făcută românește, bineînțeles, încât nici măcar pe terasă nu mai ai voie să fumezi. Dacă e o terasă semi-închisă, se consideră spațiu închis. Da? E ca am un pahar cu jumătate lichid. Bă, clar, jumătate e gol. Da? N-a stat nimeni. Bă, dar sunt doi pereți și un tavan? Asta înseamnă că lipsesc doi pereți. Cum e? Închis sau deschis? Circulă aerul sau nu circulă aerul? Închis, spațiu închis se pune atunci când ai doi pereți și o umbrelă? E terasă sau nu e terasă? Sau cameră? Dacă e spațiu închis, înseamnă că la fel de bine pot să pun două, patru și un televizor și să mă mut în el. Da? Mi se pare normal să lași la latitudinea patronului, care încă are un spațiu privat, care nu mai e chiar foarte privat de vreme ce statul intră în spațiul omului privat și îi impune ce să facă în spațiul lui privat, mi s-ar fi părut normal să lași la latitudinea patronului, proprietarului, dacă va amenaja sau nu un spațiu pentru fumători. Atât. Legea intră în vigoare și am să o respect și eu ca la fel ca toată lumea. Mai puțin mulțumit, mai cu amendamentele verbale, da? Pentru că se va vorbi pe tema asta, e evident. Mulți ori să încerce să o șunteze, lasă-mă că nu o să vină nimeni în control, dar vă asigur eu că vor veni controle, pentru că statul are nevoie disperată de bani. Și din prima zi în care va intra legea asta, se vor da și primele amenzi și probabil se vor și închide niște activități. Printre altele, știți că se suspendarea activității. Exact ce avea nevoie România când avem miliarde de firme și de întreprinderi mici și mijlocii care merg atât de bine. Asta era nevoie să se întâmple. După ce s-au suspendat activități de au bubuit din partea ISU, da? Pentru că nu e așa, n-aveau extintoare sau ieșiri de urgență sau mai știu eu ce naiba și s-au închis, s-au suspendat activități, mai vine una. Că noi mergem pe ideea de ce să meargă când ar putea să nu meargă. De ce să meargă o treabă, de ce să câștigăm când am putea să pierdem? Ha, ca urmare, care e varianta mai ușoară? Păi să pierdem. Să pierdem. Fiind guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Muguri Serescu, pe care într-o perioadă îl stimam foarte mult, avertizează că perspectiva creșterii deficitului bugetar la aproape 4% din PIB în 2017 pune în pericol stabilitatea macroeconomică pe care România a obținut-o cu greu în ultimii ani și, în consecință, convergența economiei românești către zona euro. Într-o perioadă încercam să-i urmăresc pe politicieni. Știți, da, că ieșeau politicieni și ies ăștia ori să iasă mereu în față discutând despre una și despre alta și noi ca români ne uitam la ei, băi, eu nu mă consider un om inteligent. Sunt un om normal, average, da? Un om de inteligență medie, sub medie, cumva, da? Nu sunt nici pe departe genial. Și stau și mă uit la ăia. Și după ce vorbește un politician 15 minute, la final mă întorc către cel de lângă mine și spun, ce a zis? Deci să mor de am înțeles ce a spus omul ăsta, despre ce vorbim? Asta este declarația lui Muguri Sărescu. Perspectiva creșterii deficitului bugetar, băi, deficit pentru mine înseamnă în jos. Creșterea deficit, creșterea în jos, despre asta vorbim? De fapt e scădere? Creșterea deficitului înseamnă de fapt scădere a nivelului de ce, cum? Că eu nu înțeleg, nu sunt bancher. De ce ies oamenii să dea declarații din astea? Bă, n-aveți un birou de presă care să vorbească limba română? Nu, iese Muguri Sărescu, care e economist sau ce el, corect? Și crede că toți suntem economiști sau contabili și că pricepem ce înseamnă porcările astea.
Avertizează el că perspectiva creșterii deficitului bugetar la aproape 4% din PIB în 2017 pune în pericol stabilitatea macroeconomică. Creșterea deficitului bugetar, asta înseamnă deficit, adică înseamnă în jos, da? Creșterea în jos, așa, la aproape 4%, pune în pericol stabilitatea macroeconomică. Ce e aia macroeconomică și de ce e stabilă chestia? Nu înțeleg. Pe care România a obținut-o cu greu în ultimii ani. Există o stabilitate în România? În orice? Și în consecință, convergența economiei românești către zona euro. Au zis greierii. Zice domnul Muguri Sărescu. De ce am luat? Nu titlul m-a scos din țin, pentru că nu l-am înțeles, dar era acolo și trebuia să-l printez. Zice domnia sa. Trebuie să fim realiști. Personal, nu am văzut niciodată în cei 25 de ani pericole mai mari la adresa stabilității economice și financiare a României. Deși am avut o creștere substanțială a salariului minim, și aici m-am oprit eu, deși am avut o creștere substanțială a salariului minim, salariul minim, domnul Muguri Sărescu, în caz că nu știți, e 1050 de lei. În lei noi. În lei vechi înseamnă 1.500.000. 10.500.000, nu? 10.050.000. Cât, nici nu știu cât vine. 10.050.000 de lei, parcă. Da? Dacă asta este o creștere substanțială a salariului minim, evident, într-o perioadă, în cei 25 de ani, da? Salariul a crescut. De la 700, de la 600 la 700, de la 700 la 900, de la 900 la 1000 și de la 1000 la 1050. Într-adevăr, aproape că s-a dublat. Dacă am mai pune niște bani, ar fi dublu. Dar nu e chiar dublu. Da? Este o creștere substanțială. În 25 de ani! N-aș folosi cuvântul substanțial. Aș folosi cuvântul treptat. Ușurel. Da? Substanțial ar fi ca de mâine salariul minim pe economie să fie 5.000 de lei. Da, aia ar fi o creștere substanțială. Dar în condițiile în care salariul minim pe economie este de 1.000 de lei, cu care abia te descurci de la o lună la alta, n-aș folosi cuvântul substanțial, sub nicio formă. Dacă e să ne legăm de lingvistic, fiecare vorbește pe limba lui, vă zic și eu, românește. Nu substanțial e cuvântul. Ușurel, da, insesizabil, da, nu substanțial. 1000 de lei pe lună e nic, e păr la ceas. Da? Situația macroeconomică bună este adevărat că nu se reflectă în tocmai la nivelul populației și firmelor. Există nemulțumiri, există tensiuni. Ia uite, frate, i-au trebuit și niște ani ca să vadă Muguri Sărescu că există nemulțumiri. Mulți oameni și multe firme mici o duc în continuare greu. A explicat marți Muguri Sărescu. Băi, unde e explicația, mă? Am nicio explicație aici. E o concluzie pe care am tras-o și noi fără să fim guvernatorul Băncii Naționale. O ducem greu. Da, iete concluzia. Asta le-a spus domnia sa în cadrul unei conferințe pe teme de dezvoltare regională, spun televiziunile de știri. Creștere substanțială, mi-a sărit în cap, mi-a sărit în ochi chestia asta, creștere substanțială a salariului minim și totuși oamenii o duc rău. Hai da, pentru că salariul minim a crescut insesizabil, nici vorbă de substanțial, salariul minim a crescut insesizabil, odată cu toate celelalte, prețul chiriilor a sărit în sus, chiriile, nu prețul chiriilor, da? Chiriile au sărit în sus, benzina a sărit în sus, toate alea au sărit în sus, odată cu salariul minim pe economie, care a sărit în sus foarte puțin. E ca un copil de la gras la sala de sport, tot sar câte o jumătate de metru, că așa te să sară, numai ăla sare 5 cm, da? Ting, ting, sare și el, să zic acolo, că e ceva în sus.
Ăsta e salariul minim pe economie. Cu salariul minim pe economie, dacă ai sta în chirie, eu personal nu stau în chirie, am BAFTA și deși, repet, pentru multă lume, bă, e rușinos să stai cu părinții la 40 de ani, o fi rușinos, dar e sănătos. Într-adevăr, este rușinos, dar e sănătos. Pentru că aș fi, muritor de foame, frate, cu minimul pe economie. Păi să stau în chirie, să dau aproape mai bine de jumătate din ce câștigi lunar numai pe chirie, ce faci? Stai separat de părinți ca să le ceri bani ca să-ți plătești ce ai de plătit? N-are rost. În opinia, deci nu s-ar putea, hai să fim serioși, mulți dintre voi stați în chirie. Mulți dintre voi stați în chirie în străinătate și totuși acolo este o diferență. Când locuiam singur în străinătate, jumătate din banii pe care îi dădeam, pe care îi câștigam, îi dădeam într-adevăr pe chirie, aproape jumătate, dar cu restul stăteam liniștit, frate, și îmi făceam chiar și vacanțe. E o mare diferență. Evident, în condițiile în care nu ai cine știe ce așteptări de la viață, nu ai cine știe ce cerințe, nu vrei să-ți cumperi diamante lunar, nu vrei să-ți iei câte un iPhone 6 la fiecare 3 luni, da? În momentul în care ai o viață normală, să ai mâncare în frigider și să poți ieși în oraș. Ei, nu te aștepta la cine știe ce, nici în străinătate. În opinia lui Muguri Serescu, în cazul în care nu se acționează pentru conservarea avantajelor obținute în ultimii ani, economia României riscă nu doar stagnarea, ci chiar îndepărtarea de zona euro către care tinde. Hai să fim serioși, vom vedea noi euro când ne vom vedea ceafa, fără oglindă. Mai crede cineva că România va intra vreodată în zona euro sau în spațiu Schengen? Mai avem încredere în chestia asta? Aderarea la zona euro bazată pe o strategie echilibrată, Păi eu mă gândesc la o singură chestie. Sper să nu intrăm în zona euro. Deja am început să sper să nu intrăm în zona euro. În primul rând mă gândesc la impactul psihologic, pentru că de trecut toate alea le vom trece la moneda euro, dar nu le vom și alinia la moneda euro. Și brusc, în loc să câștigi 1000 de lei, vei câștiga 125 de euro. Impactul psihologic va fi teribil când o să-ți dai seama că de fapt ești sclav. Acum, 1000 sună bine. 1000. 4 cifre, frate. 2000 sună bine a dracului. Față de cât câștigi? Vorbești cu un italian sau cu un spaniol sau cu un englez. Hei, sau cu un englez nu, cu un german. Cât câștigi? Păi uite, în Germania, în Hamburg, câștigi 1500 de euro, frate. Oh, felicitări, tu cât câștigi? De 10 ori mai puțin. Moralul va fi la nivelul salariului. Jos. Asta mă gândesc în primul rând. Ajuns să spui, bă, frate, muncesc, muncesc la fel ca un, la fel de mult, 8 ore pe zi, că așa s-a impus, da? 8 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, ca un tip care lucrează în Hamburg. Da? Ăla cât câștigă? De 10 ori mai mult. Pentru că, într-adevăr, vom trece la moneda euro cândva, dar nu o să ne și aliniem la moneda euro cândva. Sau cel puțin nu în timpul mandatului meu sau lui Dumnezeu. Să dispară Dumnezeu, să se schimbe religiile și atunci o să avem și noi probabil euro în România la nivelul altor țări. Când o să-ți dai seama că de fapt tu lucrezi lunar pe 150 de euro, 200 de euro, moralul o să fie la pământ. Da? Pe urmă, evident, prețurile mai întâi se vor alinia la nivelul prețurilor europene. Prețurile, nu și salarizarea. N-am înțeles niciodată cum se face ca un euro să nu aibă aceeași valoare peste tot în Uniunea Europeană. Stau și mă uit. Și mă uitam la un pachet de țigări. Un pachet de țigări în Spania costă atât, un pachet de țigări în Italia costă, același pachet de țigări costă în Italia altfel. Ok, în Franța costă altfel, în România costă altfel, în România țigările sunt mai ieftine. În Spania, de exemplu, luăm un pachet de țigări cu 4,25 euro. Faceți calcul. 4,25 euro. Și vorbesc de când eram acolo. Acum vreo 2 ani, 3, 4 ani. Da? 4,25 euro, nu știu, hai să punem cât ar putea să fie. 150 de lei. 15 lei. Da? 16, nu, mai mult.
17 lei aproape. Vin în România același pachet de țigări, 12 lei. Păi ce mă oprește să cumpăr țigări din România legal și să mă să le vând în Spania? Le iau ieftin de aici și le duc acolo, le vând, scot profit. Deja. Cum se poate ca un euro acolo să nu aibă aceeași valoare peste tot? Că e același produs. Dacă intrăm în zona euro, cum o să fie? Un euro în România o să fie mai... Nu, e clar că vor crește prețurile ca să se alinieze euro peste tot. Corect? Vor crește prețurile, nu și salariile. Salariile vor fi plătite la nivelul de acum. Și nu o să ne mai convină. De-aia spun, dacă ar intra euro cât mai târziu posibil, ar fi o idee minunată. Din punctul ăsta de vedere, cel puțin. Și am urmărit și am discutat cu oameni din străinătate care mi-au spus: Cristian, aș prefera să ne întoarcem la moneda țării noastre. Era bine, frate, cu pesetas, mi-au spus spanioli. Era bine, frate, cu lira, mi-au spus italieni. Era bine cu Deutschmark. Da? Și cu Hitler. Mi-au spus alții. Euro ăsta a fost, e așa, un experiment pe spinarea noastră. Nu vreau să fiu ăla care se împotrivă, dar... Aflați că astăzi suntem în 16, v-am mai spus, miercuri. Este ziua în care a murit Constantin Brâncuș în 1957, încă un om pe care România a făcut tot posibilul să-l alunge. De născut sau născut în 1911, Josef Mengele, da? Criminal de război nazist. Și în 1975, Eva Longoria, actriță americană. Longoria! În 2014, pe 16 martie, a început un referendum în Veneția privind independența Veneției față de Italia. Referendumul a fost neoficial și n-a avut putere juridică. Hai ca să vedeți ce se întâmplă în țări, în lume, pentru că oamenii sunt atât de diversi și au păreri atât de diferite. Catalunia a încercat și ea într-o perioadă să se despartă de Spania. Scoția a avut un referendum să se rupă de Marea Britanie, de Regatul Unit. Ce s-a întâmplat? Au votat aia împotrivă. Scoțienii care au urlat, au bubuit că vor independență și așa mai departe, au votat împotrivă. Veneția a încercat să se rupă de Italia și să redevină Republica Lagunelor, orașul Lagunelor, da? Republica Veneția. Nu le-a mers. Referendumul a fost neoficial, n-a avut putere juridică. Pe de altă parte, tot în 2014, tot pe 16 martie, în Crimea a avut loc un referendum privind alăturarea Crimeei la Federația Rusă. Unii vor să lipească, unii vor să se spargă, la noi se cere autonomie. Și vorbim în continuare de unitate. Dacă mâine ar veni extratereștrii, s-ar uita la noi așa: uite, voi, dar de care sunteți? Nu sunteți planetoizi, adică nu sunteți globali, nu sunteți pământeni, toți? N-au înțeles nevoia de granițe. Da, ne-am spart noi în bucăți, că așa ne-a plăcut. În 2014 a început un referendum în Veneția privind independența față de Italia, n-a avut putere juridică, nici n-a fost oficial. În Crimea s-a făcut un referendum privind alăturarea Crimeei la Republica Rusă, la Federația Rusă. Unii vor să plece, alții vor să ce, e ca la gar, ca la unul iese, altul intră. În 1926, fizicianul american Robert Goddard Hutchins a lansat prima rachetă cu combustibil lichid în Auburn, Massachusetts. Această rachetă s-a ridicat la o înălțime de 12 metri, a zburat pe o distanță de 56 de metri. 40 de ani mai târziu, în 1966, astronauții americani Neil Armstrong și David Scott, aflați la bordul navetei Gemini 8, au reușit prima conectare a unei navete spațiale cu echipaj uman cu un alt obiect, și anume o rachetă Agena. De la distanță de 40 de ani. Yay! Prima rachetă lansată în 1926 cu combustibil lichid. Cam astea au fost evenimentele importante din istorie. A durat 40 de ani de la prima rachetă cu combustibil lichid până când oamenii să zboare în spațiu și chiar să facă cuple între ei în spațiu. Evoluăm. Evoluăm, dar nu evoluăm foarte repede.
Pusesem, înainte de a intra în înregistrare, în emisiune, pe Facebook o chestiuță. M-a amuzat de la bun început titlul, zice în titlu: am putea călători de la Viena la Budapesta în numai 18 minute. Pung. Cine am putea? Cine sunt ăștia care am putea? De la Viena la Budapesta. Ah, păi nu are nicio treabă cu noi atunci. De ce am putea? Noi ca oameni? Că noi ca români nu am putea călători nici măcar de la Iași la Bacău în 18 minute, ci probabil în 18 ore. Mi-a plăcut foarte mult titlul și mi-a plăcut și mi-a dat așa o stare de... Da? Cum Dumnezeu cu grebla? Bă, sunt țări în care oamenii chiar își dau interesul și interesează, bă, hai să facem să mai repede, mai bine, să ușurăm, să îmbunătățim, să, da? La noi nu se poate circula cu trenul pentru că CFR-ul anunță întârzieri din cauza că primăvară. Da? Aceleași jeguri de trenuri, aceleași porcării de căi ferate. Parcă nu investește nimeni nimic. Pe de altă parte, uitați-vă la Ion. Ani de zile fără să schimbe un fir. Fără să vină cu ideea, bă, frate, știți, stâlpii ăștia arată ca curu. Hai să băgăm în pământ. O îmbunătățire. Da? Măcar a esteticii orașelor. Să băgăm în pământ. Nu. Sunt țări, state, firme private, regii autonome care își dau interesul pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Prin intermediul proiectului Hyperloop Transportation Technologies, compania californiană Jumpstart Fund își propune să unească orașele Bratislava, Viena și Budapesta printr-o rețea Hyperloop de foarte mare viteză. Dacă până acum proiectele de construire a rețelelor de transport de tip Hyperloop au fost concepute pentru a fi realizate doar pe teritoriul Statelor Unite, de data aceasta a venit rândul europenilor să beneficieze de o astfel de tehnologie. Cu toate acestea, noul plan aparține tot americanilor. Din câte se pare, guvernul slovac și-a dat deja acordul în privința punerii în aplicare a ideii americanilor. Noua rețea de transport le va permite pasagerilor să parcurgă distanța de 56 de km dintre Viena și Bratislava în linie dreaptă în doar 8 minute. De asemenea, drumul până la Budapesta, 160 de kilometri, va mai dura 10 minute. Este luat în considerare un traseu Bratislava-Kosice lung de circa 400 de kilometri care va putea fi parcurs în 25 de minute. Ce înseamnă 25 de minute? 25 de minute înseamnă până ieși tu din casă, până dai cheie la mașină, până stai puțin să se încălzească, na, că nu e chiar așa de cald în mașină, și până ajungi la muncă. Până ieși din mașină și până intri în birou sau unde lucrezi tu. 25 de minute, 400 de kilometri. Ce înseamnă asta în realitate? Înseamnă că persoane care lucrează la Roman sau care locuiesc în Roman vor putea să facă naveta la București și să muncească acolo. Ar putea, dacă cineva și-ar da interesul. Și vorbim de o distanță pe care o faci normal în 6-7 ore cu trenul, CFR-ul. Presupunând că și în România s-ar face chestia asta, ai putea face Roman-București zilnic? Pentru că acolo ai serviciu. Ai putea să mergi la facultate din Roman. E exagerat, evident. Da, este exagerat. Nu, s-ar duce nimeni să facă jumătate de oră cu trenul, 25 de minute cu trenul Roman-București în fiecare zi. Dar imaginați-vă posibilitățile. În loc să faci 7 ore cu CFR-ul, iarăși încă o chestie, bă, de ăsta nu oprește pe traseu, frate, să presupunem că nu. Care are doar două stații, stația de plecare și stația de destinație, da? Roman-București. Că Romanul ăsta e buricul pământului și aici s-ar face o stație, da? Dar ca idee. Potrivit descoperă.ro, în mod normal acest traseu poate fi parcurs cu automobilul în circa 2 ore și jumătate, pe autostradă. Hyperloop-ul european va scurta duratele de călătorii și 6 sau 5 ore cu mașina Roman București pe E85.
mai treci de o căruță, mai sunt niște bețivi care te versează în patru labe, da? Mai sunt niște oameni care trag pe dreapta că e europeană, nu e autostradă și poate să-ți dea pe marginea drumului să facă pipi. Păi 300 de radare pe traseu și îți trebuie 5-6 ore să faci cu mașina până la București. Legal. Legal. Să nu o grăbești, zic. Că la noi e mai ușor să limităm viteza în loc să îmbunătățim condițiile de trafic. Limităm viteza că e cea mai bună, până o să ajungi să stai pe loc. Da? Hyperloop european va scurta duratele de călătorie. Deci nu s-a gândit, bă, frate, aici să, nu știu, să facem cumva, să nu mai iasă ăștia, să gândim o variantă, să facem șoselele patriei în așa fel încât să nu mai iasă ăștia în decor, să nu se mai ciocnească. Nu, la noi, da, vrem să nu mai avem accidente, da, limităm viteza. Singura soluție pe care o avem noi. Bă, s-au ciocnit doi undeva pe europeană, dar limităm viteza. Păi și așa era mică, frate. Bine că se construiesc mașini din ce în ce mai puternice, toată lumea se gândește cum să ajungă cât mai repede posibil și mai sigur, în siguranță, da, evident, din punctul A în punctul B, până intri în România. Când intri în România, frate, totul la noi merge mai ușor, ușor, nu vă grăbiți. Nu de aia principala rută, poarta de intrare a Europei spre România, e în Ardeal. Molcom. Tot Europa merge în viteză, să-și facă treaba, să rezolve repede, să ajungă din A în B, din B în C, din C în D, repede, 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 pentru că timpul înseamnă bani, da, ajunge România, frână, Nu vă grăbiți. Dom'le, timpul înseamnă bani. Timpul înseamnă bani dacă mi-i dai mie. Da? Și molcum. Dom'le, dar am mers cu 140 până acum, până la ieșire din Ungaria, pe autostradă și a intrat în România. Așa și, una, nu avem autostradă și, doi, chiar dacă avem autostradă, viteza e de 70. Pe oră. Molcum, nu te grăbi, ia o palică, sparge ceapă, stai calm, ajungi tu la destinație cândva. Da? De ce să îmbunătățim? Doamne ferește! Ușurel, copii, că nu vă fugărește nimeni. Bă, de ce? Nu ajungi oricum tot acolo? Ba da, dar vreau să-mi văd părinții în viață chiar. Lasă, frate, nu mori ei anul ăsta până ajungi tu. De la Oradea la Roman. Hai de trecut, Carpații. De două ori. Odată care este, da? Păi să stai să ajungi tu să intri pe drumurile alea de munte, prinzi un camion cu lemne în față. Ne vedem poi mâine. Cât ai făcut din Franța până în România? Păi, o zi jumate. Mai ai timp. Cât concediu ai? 2 săptămâni. Ajungi acasă. Da, trebuie să mă și întorc. Lasă, bre, că te întorci cu avionul. Ce te grăbești atâta? Ai intrat în România, gata, la revedere, timp. Poți să-ți arunci ceasul. Nu-ți mai trebuie. E o clepsidră, fain frumos, că noi funcționăm pe chestii foarte vechi. Ceasurile ar trebui interzise la graniță. Radio casetă sau nu, CD playerele, nu, fai ce prostie zic, antichități, USB playerele, da, din mașină, alea trebuie aruncate și puse din alea cu casetă, cu shailiri, tailiri, da, da. Că noi mergem pe chestii vechi, noi nu îmbunătățim niciodată nimic, mergem ușurel pe alea. Păi da ce, până acum n-au mers. Nu o să aducem noi, Doamne ferește, tehnologie nouă. Cum să venim cu idei noi? Nu. Cum să facem noi așa ceva? Și nu spun că fac ăștia, că e un proiect la momentul ăsta să fac 18 minute de la Viena la Budapesta. E un proiect foarte costisitor, evident. S-o grămadă de chestii care trebuie luate în considerare. Exproprieri, teren, da, dar cum de le fac totuși? Sau măcar cum devine ideea? Noi nu avem idei. Dacă statele astea reușesc să le facă, noi de ce nu le putem face? Se vorbește despre, unde eram? Apropo, Metrorex, da? Și cum va pierde România milioane de euro din cauza impotenței de a organiza meciuri la campionatul european în 2020.
Vă o să vă întrebați ce treabă are Metrorex-ul cu campionatul european de fotbal. Are. Metrorex a anunțat astăzi că linia de metrou care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni va fi gata cel mai devreme în vara anului 2021. Campionatul european va fi în 2020, cu un an mai devreme. În aceste condiții este greu de crezut că România mai poate organiza meciuri de la campionatul european în 2020. Nu o spun eu, o spune presa. Gara de nord și aeroportul Otopeni va avea o linie de metrou la un moment dat, vor avea o linie de metrou între ele, dar nu în timpul mandatului nostru, iar spun, ăsta trebuie să fie la motivul emisiunii, nu în timpul mandatului nostru, cândva, ușurel, ce tata grabă, dom'le, dar avem un termen fix, în 2020 trebuie să facem campionatul european de fotbal. Hai bă, vă mai căcați atâta pe voi cu fotbalul vostru, ușor tata, ușurel, când o să fie următoarele alegeri? Păi în 2000, atunci o să fie gata. Cineva trebuie să taie panglica, nu? Dar nu o să taie cineva panglica fără să aibă o chestie politică în spate. Deci ce fel de oameni suntem noi? Nu se face așa ceva. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat destul de îngrijorat că este îngrijorat, pardon, de situația lucrărilor de la noua magistrală de metrou și afirmă că este sceptic în ceea ce privește capacitatea României de a-și respecta angajamentele luate față de UEFA. Clink e greșit din țavă, una la mână, niciodată ca român să nu-ți ia angajamente. Niciodată. Una, că nu se face noi prin tradiția noastră multiseculară, noi nu ne luăm angajamente. Da? Doi la mână, dacă ții angajamente, păi bă, frate, bazează-te pe ceva care se ține de tine. Trei la mână, cum să ții angajamente față de Uniunea, de UEFA? Când tu ai patru stadioane în țară, din care unul nu are de asta ISU, Arena Națională, că nici acum n-au venit actele, da? Și al doilea stadion e la 500 de km distanță. Până la care nu poți ajunge decât cu, ghiciți, CFR-ul. Păi e o echipă de fotbal care ajută să pleacă de la Arena Națională să joace la Cluj, de exemplu, unde e arenă mult mai bună, un stadion mult, mult mai bun, și le trebuie 5 zile ca să ajungă acolo. Măi, ajung obosit, se termină campionatul. Dom'le, ați pierdut la Masa Verde, ghinion. Ați pierdut cu 3-0, dar eram pe drum. Ce să vă fac, frate? Cu ce ați mers? Cu CFR-ul. Ha! Ce să vă fac? Putea să vă construiți o autostradă în timpul ăsta. Ați plecat din București când? Luni? Da, până miercuri terminați o autostradă până în Cluj. Că suntem români. Nu cred că o să mai fim în situația de a putea organiza acest campionat european din 2020 dacă nu ne respectăm angajamentele luate. Noi vorbim de reputația acestei țări, spune Burlescu. Care va fi mesajul pe care îl transmitem? Că promitem, oferim garanții nenumărate, dar nu le respectăm. Ia uite, frate, de parcă nici nu știam. Promitem, oferim garanții și nu se respectă. Promisiunile. Pâc. S-au promis autostrăzi, s-au făcut niște bucățele. Da? S-au spart alea în bucăți? E, aia nu mai e problema noastră, e solul de vină. De asemenea, nu există o bugetare clară și coerentă în ceea ce privește modernizarea celor patru stadioane care vor servi drept baze de antrenament pentru echipele naționale ce ar urma să ajungă în România. Noi ne dorim să avem patru stadioane moderne, mai spune președintele FRF. Dacă vorbim de o medie de locuri undeva la 20.000, atunci investiția ar trebui să se ducă la 80-100 de milioane, luând modelul arenei din Ploiești, o arenă de 15.000 de locuri care n-a costat mai mult de 15 milioane de euro. Pierderea organizării campionatului european ar reprezenta o adevărată lovitură pentru România, nu doar din punct de vedere al imaginii. Milioane de turiști ar fi putut vizita România pe durata turneului final, suporteri care ar fi crescut substanțial vânzările. Imaginați-vă următorul scenariu. Sute de mii, hai să merg pe sute de mii, de turiști veniți să vadă meciuri, care ar fi crescut substanțial vânzările, la ce încă nu știu. Ce face patronul român? Crește și prețurile. Logic. Nu-i așa? Pentru că vin sute de mii de turiști. Nu mă credeți? Așa se întâmplă. De unde știu? În vară se va petrece acel fantastic eveniment de care am aflat și eu de la copiii din trupa de teatru, de la Roxana și de la Sergio,
care se numește Untold Festival la Cluj. Nu e primul an în care se face, evident, e primul an în care aud eu de el. Că n-ascult așa ceva, n-ascult ce se ascultă acolo. Untold Festival la Cluj, unde vin, dacă am înțeles bine, 10.000 de oameni. 10.000, nu doar din România. 10.000 de oameni din toată Europa. Că vine nu știu ce DJ, că vine nu știu ce DJ, că vine nu știu ce DJ, da, mari, din aia, masiv, babani, sănătoși. Și vin oameni din toate țările Europei, unde? La Cluj, frate. În România. Ce se întâmplă? Te-ai gândi că, bă, frate, fiind atâția turiști, eu zic să-i ținem cumva în România cât mai mult. Scădem prețul la alimente, scădem prețul la băutură, pentru că asta se consumă. Dăm liber pe perioada aia, în mod excepțional, la cannabis. Că e o plantă, dă-o în măsa. Da? Avem grijă de drogurile puternice, să nu intre alea. Dăm liber la marihuana. Pe perioada festivalului. De ce? Pentru că ne interesează să vină turiști. Cum a făcut Mazăre, de-l înjurăm cu toții. Ăla și-a băgat cracul în toate deciziile de sus și a spus... Litoralul trebuie să fie plin de turiști. Și cum atragi turiști? Băutură, femei, chestii. Așa vin turiștii. Vin la distracție, nu vin la mănăstire. Vin să-și facă de cop. Deci, vine Untold Festival. Și te-ai gândit, într-adevăr, că patronii, oamenii din zonă, oamenii care au pensiuni, oamenii care au chirii, vor gândi comercial și vor spune, bă, frate, și la anul oamenii ăștia vor veni tot aici. Și aș prefera să mă țină minte și să tragă tot la mine. Da? Ca urmare ce au făcut? Au crescut prețurile de nu se mai poate sta în Cluj. De pe acum. Au ajuns chiriile să coste cât un apartament întreg. Pentru că e român. El așteaptă să se îmbogățească până mâine. N-are nimeni o idee în timp. Bă, acum e Untold-ul, da, vine Untold-ul, ha, să-i spargem, să-i sărăcim. Băi, dar o să vină, o să dea toți banii pe chirie, nu se mai poate distra, au venit degeaba, practic, în România. Dacă tu le iei toți banii pe chirie, el din ce-și cumpără vodcă? Din ce-și cumpără bere? Cum ține el minte? La anul când o să vrea să vină, o să spună, unde mă, să merg la căcatul ăla de Untold în care n-am băut nici măcar o sticlă de vodcă? Un jaf de festival ordinar, toți banii am dat pe chirie, n-am avut bani nici măcar de țigări. Ce să mai spun de mâncare? A trebuit să mă prostituiesc pentru măsline? Pentru gumă de mestecat? Și nu mai vine anul următor. De ce? Că l-ați zăpăcit de bani, l-ați chelit, l-ați belit de bani anul ăsta. El știe că este foarte scump. Și așa este foarte scump. 500 de lei, 4 zile de festival? Dar să vină să-mi cânte DJ la masă personal și nu i-aș da banii ăștia. Mie, eu... N-aș face chestia asta. Da? Că nu-i genul meu de muzică. Dar înțelegeți ce spun. 500, s-a ajuns la niște prețuri pe bilete de-ți vine să-ți vinzi părul. De la cap. Deja a început bișnița, specula cu bilete, cu intrări. 5, 6, 700 de lei, 800 de lei. Un salariu minim pe economie doar ca să fii acolo. Să-ți permită intrarea în festival. Mă sună de la Cluj o bună prietenă și îmi spune, băi, dacă vrei să vii la Untold, dacă e careva din zonă care vrea să vină la Untold, nu mai e cazare deja. Toată s-a dat, tot ce a fost cazări, s-a dat până la 30-40 de kilometri în jurul Clujului și să vină cu băutura la ei, în traistă, că nu mai e ce cumpăra de aici. Niște prețuri de nu te poți apropia. A, vreți să vă cumpărați țigări? Bă, astea de bine de rău. Cine a fost deștept a cumpărat câte 30-40 de baxuri? Și o să le vândă la suprapreț. Că românul e român. El vrea să se îmbogățească. Până mai v-am spus, n-are nimeni o idee clară. Bă, eu, acum să am o pensiune în Cluj, aș ști ce să fac. Aș merge pe prețul care a fost înainte de festival. Cât e cazarea, frate? 50 de lei. Sau cât dracu e? Bă, dar e fantastic de ieftin. Așa este. Dar la anul, când copiii ăștia or să vrea să se întoarcă în România, că nu mă îmbogățesc eu de la Untold, da? Când vor vrea să se întoarcă în România la următoarea ediție a festivalului, nu o să meargă la tine care ai luat 1000 de lei pe cameră. O să vină la mine, pentru că știe că i-am luat 50.
Dar nu, ca urmare au crescut imediat prețurile la cazări. Și cu Federația Română de Fotbal la fel. Vrem să aducem turiști în România. Toată lumea spune, bă, aduceți turiști, frate, nu se face nimic, turismul românesc. Vine turistul în România și ce are voie să facă? Nimic. Merge cu viteză minimă oriunde în țară, îi trebuiesc 10 de ore să ajungă dintr-un punct în altul. Dacă vrea să viziteze mănăstirile, n-are voie să facă poze, n-are voie să umble de sculți, n-are voie să stea cu capul descoperit, n-are voie să vorbească tare, n-are voie să facă nimic. L-ai adus ca turist ce? Să facă ce? Ați fost la mănăstirile din Bucovina, din nordul Moldovei? N-ai voie să faci nimic! Vrei să faci poze, trebuie să plătești o taxă. Vrei să intri, trebuie să plătești o taxă. Vrei să vorbești cu vecinul de lângă tine, trebuie să plătești o taxă. Păi la ce îl mai chem pe turist dacă îi interzici orice? Vine turistul pe litoral. Cine vine pe litoral? Vin tinerii, bă, că nu o să meargă moșnegii pe litoral. Cine merge în cluburi? Tinerii! Dă liber să fumeze pe litoral, că vrei turiști! Lasă-i pe perioada sezonului estival să bage în ei, să dea un cancer pulmonar în cluburi și în crâșme. Nu, tu îi interziști, n-ai voie să fumezi. Păi la ce am mai venit să mă distrez dacă n-am voie să fac nimic? Fac ceva pe litoralul vostru și mă duc în altă țară. E simplu, e ca și cum ai spune, băi, veniți, vă rog, pe litoralul românesc, e fantastic de frumos, n-aveți voie în costum de baie. Trebuie să veniți cu burca. De sus până jos îmbrăcat într-un cearșaf. Că nu se face. Alte țări au făcut chestia. Mă cac pe ele, alte țări! Pardon, scuzați franceza. Ce pasă mie de alte țări? Dacă alte țări nu vor să-și atragă turiști, mă doar la bască de ele. Eu vreau să-mi atrag turiști, ca urmare. Domnul Mazăre, vă rog, puneți-i, domnule, în aplicare planul ăla superb pe care l-ați avut. Carnaval în Constanța. Dați liber la prostituție. De ce? Pentru că ăștia vin să se distreze, acolo vor cheltui bani. Faceți, domnule, un cartier cu bordeluri, dați-le liber. Să mor, dacă asta e secretul, faceți cazinouri. Nu cazinoul de la Constanța, că pe ăla e clar că nu-l mai face nimeni niciodată. Dați liber la jocurile de noroc. De ce? Pentru că atrageți turiști. Pe perioada sezonului estival, dați liber la desfrâu, că de asta vin oamenii să se distreze, ce nu pot să facă la ei acasă. Dați liber la desfrâu. Lăsați-i să fumeze în crâșme. Cum să-i chem pe turiști? Dom'le, veniți să vizitați România, e fantastic, avem mâncăruri foarte bune, băuturi finuțe, da, dar trebuie să le beți afară. N-aveți voie să le beți înăuntru. De ce? Pentru că nu poți să fumezi. Veniți, avem cele mai frumoase femei. Unde? Uite alea de acolo, care nu poți să te apropii de ele, că n-ai voie. Și la ce le mai promovezi? Avem cea mai bună bere, n-ai voie să o bei. Avem cea mai frumoasă mare, n-ai voie să faci baie în ea. Înțelegeți? Avem cele mai frumoase mănăstiri, n-ai voie să le pozezi. Păi și la ce mă chemi? Le puteam vedea pe internet. Dați liber la chestii, dacă tot vă plângeți de... Bă, frate, nu mai există un aflux de turiști. La ce să vină? Voi credeți că ăștia se duc în Las Vegas milioane de oameni că stau degeaba și se uită la, bă, frumos oraș? Nu! Se duc să facă de cap la desfrâu. E liber la orice. Că ăsta e turistul. El vine să se distreze, nu vine să stea acum așa și să, bă, frumoasă vacanță am. Ce-ai văzut în România, frate? Nimic. Am fost în România, frumoasă țară. Da, ce-ai vizitat? Nimic. În ce sens? Păi, bă, am mers de colo-colo prin țară, cele două săptămâni sau o săptămână de concediu pe care am petrecut-o în România, am petrecut-o pe drumuri, încercând să evit gropile, turmele de oi, cerezele de vaci, bețivii și căruțele. Am ajuns într-un final în nordul Moldovei, da? Frumos nordul Moldovei, fain, munți, mișto, frumos munții, da? Frumoși, frumoși, așa de frumoși că nu mai puteam să ieșim din ei, că drumul e atâta și în față avem un camion cu lemne. Și practic am văzut cum dispar pădurile odată cu viteza mașinii de deplasare. Da? Eu treceam cu mașina, în spatele meu, hapă, și tăiau păduri. Cred că, da? Țin pădurile alea doar pentru turiști. Au câțiva copaci la marginea drumului, restul stăiate. Dacă să-ți dea impresia că ai pădure, pe marginea drumului o să activa rânduri de copaci. Da? Frumoasă România, e fantastic. Am ajuns la mănăstiri, le-am văzut la distanță. De ce? N-aveam voie să ne apropiem. Te duci la o mănăstire, uite, când am fost acum la, cum se cheamă asta, Voroneț, eu nu prea merg la mănăstiri.
deși le consider niște monumente de arhitectură, chestii care rezistă în timp. În momentul în care au ajuns să le comercializăm, nu mă mai interesează. Am avut mereu senzația că mănăstirile sunt locuri de retragere, de liniște sufletească, un loc în care să poți să stai, să meditezi, nu neapărat să te duci ca măicuță sau ca și călugăr, să intri în... Când ai o problemă sufletească, chiar și necredincios fiind, cum îmi spune Mancaș de fiecare dată, da? Ai o problemă sufletească, nu te duci neapărat la spovedit să-i spui altcuiva problemele tale, dar simți nevoia să te retragi undeva. Am avut mereu senzația că mănăstirea este locul ăla. Ai nevoie de, nu știu, 2 ore, frate, de liniște totală, în care să-ți auzi gândurile, să ai un dialog cu tine însuți, care practic e un monolog. Da? O mănăstire este locul ideal. Și am fost la Voroneț. Și am rămas cu... What? Am rămas cu fața asta. Cum, Dumnezeu, să te retragi la Voroneț în liniște și meditație când ai 26 de pensiuni și restaurante în jur? Și nu vorbesc de la distanțe. În afara zidurilor. Gard în gard. Da? Te retragi în liniște meditație până vineri seara că e nuntă. Sau până sâmbătă noapte că au nuntă vis-a-vis. Eu, și ar fi nuntă din aia, da, de pe vremuri, da, nu, e din aia cu cât de multă iubeam, da? Te retragi în liniște și meditație. Până începe salam, din partea copilului minune, da? La ce să chem turistul să vină să vadă ce? Vine și el să vadă mănăstirile. Că noi ca moldoveni numai cu atâta ne putem lăuda că avem mănăstiri, nici măcar noi ca moldoveni, ci ei ca bucovineni. Noi ca moldoveni practic suntem săraci și lipiți pământului, nu avem nimic cu ce să ne lăudăm. Noi ca moldoveni. Nu avem nimic. Gândiți-vă bine. Ochii tăi îmi deschide mâinile. Mai știu, am terminat, cred că am apropiat de final, da? Cu ce să închei? Hai că încep. Știți foarte bine că președintele Klaus Iohannis a descoperit lădița cu decorații pe care a lăsat-o Băsescu, care a primit-o și el de la Constantinescu, care a primit-o de la Iliescu. A descoperit Klaus Iohannis lădița cu decorații, sertarul în care erau lăsate decorațiile. Ca urmare a început să-i decoreze pe toți care îi pică în față. Vine, bă, cu acele vreo decorație, dar ia de aici, strang. N-am nimic cu nimeni, sunt oameni care într-adevăr meritau decorația și fi preferat să-i decoreze financiar. Că decorațiile nu poți să le arunci în tigaie și nu se prăjesc. Trupa Cargo, Stella Popescu și Florin Piersic au fost decorați de președintele Klaus Iohannis. Jos pălăria, vorbind de oameni care au adus într-adevăr o schimbare în lumea artistică în România. Florin Piersic, Stella Popescu, știu, o să mă înjurați, o să spuneți, uite frate, comuniștii ăștia care ridicau pe Ceaușești în slăvi. Da, munca lor rămâne în continuare, totuși și sunt niște monștri. Trupa Cargo, iarăși. Da? Trupa Cargo, frate, nici să vă mai zic eu. Și au fost decorați cu toții de președintele Klaus Iohannis. Bă, nu mă deranjează nimic din toată povestea asta, doar că să mor eu, mor de curiozitate, să văd care a fost dialogul între Klaus Iohannis și Florin Piersic. Da? Mor să văd dialogul, aș da bani să văd dialogul dintre ei. Klaus Iohannis și Florin Piersic. Nu știu dacă vă imaginați un dialog mai, cum ar putea să se desfășoare. Unul care tace de nu se mai oprește și poi mâine spune și el, da? Și unul care nu se mai oprește din vorbit. Veșnic. Păi ți-l imaginezi pe Florin Piersic vorbind cu Iohannis? Ce dialog ar fi fost ăla?
Președintele i-a felicitat pe artiști după ce a mânat decorațiile și le-a mulțumit acestora pentru contribuția la prestigiul actului artistic și de cultură din România. Urez tuturor celor care astăzi în numele statului român, cărora astăzi în numele statului român le-am mânat în semnele prețuirii națiunii, multă sănătate și putere de a sluji pe mai departe publicul care vă îndrăgește, a mai spus Iohannis. Stella Popescu a mulțumit președintelui pentru dar, spunând înseamnă tocmai recunoașterea faptului că 55 de ani nu am muncit chiar degeaba. Florin Piersic a amintit că l-a cunoscut pe președinte la Sibiu și a început, da? La rândul său, Florin Piersic a amintit că l-a cunoscut pe președinte la Sibiu. Băi, eram odată la Sibiu. Băi, fii, stai așa că zic o poveste. Eram odată la Sibiu, băi, și l-am văzut pe unul, băi, mititela și ce, stai să vezi, băi, era o chestie, știi cu cine eram? Eram cu, cum îl cheamă, eram cu Iurie Dare, frate. Băi, Iurie Dare, venise abia de la masă, mâncase și el acolo o omletă cu de 36 de ouă întregi, băi, și mulți bunul vin, a dus, băi, știi de unde? De la Vrancea, frate, avea ăsta un vecin care avea un văr. Băi, vărul ăsta lui era din Vrancea. Băi, și el niște amicine cu vin, de alea bune, bă, frate, stai să vezi. Băi, dar stai, nu mă uțin, stai să zic, băi, și eram vinul ăla, la niște sărmăluțe învârtite de nevasta unui amic de-al meu. Băi, dar ce nevasta avea ăla, frate, când mă gândesc ce nevasta, da? Cam asta a fost. Presupun discuția între Florin Piersic și Iohannis, care Iohannis a stat așa, cu zâmbetul ăla tâmp. Și la final, la 30 de minute de vorbit Florin Piersic, a zis și Iohannis, da. Băi, ăsta, cred că ar fi dialogul secolului, frate. Piersic a amintit că l-a cunoscut pe președinte la Sibiu pe vremea când era primar. V-am cunoscut la Sibiu, de aia când ați intrat mi-ați spus prietenul Florin Piersic, pentru că de asta erați un puști și eu eram deja actorul care ar juca pe Haiducul 7 cai, pe nu mai știu care, și ați venit la mine în cabină după un spectacol în care eram, era foarte bun, ați venit, m-ați îmbrățișat și atunci v-am spus, țin minte, până când voi muri, sper să fie târziu tot, am umblat prin toată țara și au pus ăștia săracii puncte și cu paranteze, adică el a mai zis 700 de chestii acolo, dar au trebuit să-l taie, că nu încă pe articolul în ziar, da? Am umblat prin toată țara, am cunoscut primari, nu numai în România, ci și în alte părți. V-am spus atunci ca să mă pun bine cu dumneavoastră, dar nu numai de aia, că sunteți cel mai arătos și frumos primar pe care l-am văzut în viața mea. Și atunci dumneavoastră, care ați avut replică, mi-ați spus, da, și tu ai fi fost bun de primar, a zis Florin Piersic după ce a fost decorat de președinte. Săracul președinte, cred că i-a spus, stai dracu puțin ca să-ți pun chestia la gât. E o formulă pe care trebuie să ți-o adresez în numele patriei și am zis, taci puțin, oprește-te, ce a, SPP-ul? Ia lipiți-l, mă, puțin pe ăsta, că nu mai tace. Mi-a plăcut de Bărar. Bărar a spus fantastic. Mulțumim. De la Cargo. Eu nu pot să vorbesc ca Florin Piersic, dar dacă ai nevoie, poți să iau o chitară în mână. Vă mulțumim, a spus Bărar. Eu cred că m-am depășit, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată? Toate bune!